E salutare tuturor mai fraților la un nou episod de Samp. Da, băieți, facem aici nou și noi aici pe RPG1. Bă, set, mă, ce faci mai aici, frate? Ce faci, mă, bobiță? Dați un pic, sonor de ce n-am? De când n-am sonor? Ok, bă, am început să postăm zilnic, bye bye, ce mă bucur. Dați un pic. Opa, așa, gata. Ce? Păi ne-am cumpărat, Daddy. Hai, nu mai vorbi acum, să vorbesc și aici cu băieții. Deci am început să postăm din nou zilnic. Mă bucur că am și eu ceva timp liber zilele astea, n-am mai putut, nu știu, o să încerc să prepornesc seria, să mă fac zilnică iară, dar cât am timp, când am timp, mai stați și voi o zi fără să am, frate, că mai aveți și alți YouTuber la care să vă uitați. Da, deci se alege nou lider. Uai, șmec. Sper să iei wipe. Wipe. Da, băieți, dar nu știu sensibilitatea mai mare. De ce așa de mică sensibilitatea la... No, nu e o mică, păi atunci mi se pare mie așa de mică. Deci, da, băieți, nu știu, frate, mă duc în LS să văd ce mai fac băieții, ce? Votați Ștefane Maior pentru luna octombrie. Băi, dar deja... A, Ștefane, nu Ștefane, lule, am citit Ștefane, what the fuck. Da, am văzut băieți care îmi dau bani pe Sam, frate, dacă vreți puteți să-mi dați bani, dar n-am nevoie neapărat de banii voștri, adică nu vă închipuiți seama că dacă îmi dați bani o să stau și o să zic în fiecare videoclip de voi, mi-au dat cineva 5.000 de dolari sau ceva de genul, nu știu, Andrei sau nu mai știu cum te chema, frate, nu vă gândiți seama că dacă îmi dați bani, vă zic numele în fiecare videoclip, vă fac promovare gratuită, vă iau la mine acasă, fac 10 live-uri cu voi, mă, na, pui mei, frate, dați dacă vreți bani, uite-l mă și pe ăsta, futu, stau tracu, mătii. Se bagă în mine pe contrasens. Bână, stai că mă întreabă ceva. Bână. Hai să mi... Na, am vrut să închid capul. Da, a zburat, ok. Să nu știu, să se șepe, să văd câte pe am. Cred că am... Oh, 92, slăbuț, slăbuț. Da, băieți, hai să mergem noi în LS, să vedem ce se mai întâmplă pe acolo. Cum mai merge viața prin LS. Bă, stai, vând clanul World în aparte. A, am crezut că recrutează. A? A, că o repar acum. Să că îmi las o cască jos ca să... La uși pe fratele meu. Da, mulți mă întreabă de ce nu fac alte serii cu GTA 5 cu alea. Frate, eu joc Samp, ok? Și CSGO, când, din când în când. O să postez ce joc. Probabil o să mai fac jocuri, am încercat să-mi bag... Nu mai bușesc, mă, ho, gata, taci acum și uite-te. Vezi să nu dai cu alea pe jos. Am încercat să-mi downloadez Test Drive Unlimited 2, un joc care... Ce zic? Edi, te rog, nu mai troncăni. Deci, am zis să... Postez și eu test drive, am jucat primul test drive Unlimited, am zis să dau și test drive Unlimited 2, e ceva joc cu mașini, first person, bine, cred că poți să dai și third person, dar first person nici maker, dădea crash. Și îmi cerea un CD code, îl băgam, zicea ok și îmi dădea crash jocul. Și am băgat în conversiune care au mers, dar pur și simplu nu se întâmpla nimic, era loading screen infinit. Și da, acum cam și eu cont de file list, adică mi-a dat invitație un prieten, mersi Ștefi. E vorul meu, mă rog, nu contează. Mi-a dat invitație, în sfârșit un cont de file list pe e-mailul meu, pentru că cel vechi l-am pierdut și nu știu e-mailul, că l-am din 2011 și cine știe ce joc, ce e-mail aveam în 2011, știu că aveam unul Satana, joacă unul, mă rog. Deci, asta e faza, nu mai știam și acum am și eu cont de file list, ce joc vreți, storyline, ceva, îl fac, frate, că nu, pe... Acum îi bag benzină și pe o repare din. Dar lasă-mă să mai vorbesc. Pentru că nu merită să dai, de exemplu, 60 de euro pe un joc care are doar storyline, adică care are doar story, care nu e nimic interesant în el, doar story, nu? Nu merită să dai 60 de euro pe el. Hai să zic, cum am dat eu 60 de euro pe GTA 5, aia merită, adică e joc, te joci cu prietenii, chestii, dar nu, de exemplu, un joc single player, uite cum e Outlast. Outlast 2, nu știu, 20 de euro, hai să zic că la merită, da? Poți să-l iei și cracal de pe net, adică cum l-am luat eu. Și le pe gratis, știi, nu dai 20 de euro pe el, că 20 de euro poți să duci să faci altceva, știi? Nu neapărat să-ți iei jocuri pe Steam care nu sunt multiplayer. Uite, dacă ar fi versiunea de pe Steam Coop să poți să joci cu un prieten, ceva l-aș fi cumpărat, sincer, pentru că e funny să joci cu un prieten, știi, aș fi făcut serie Coop, gen, n-aș fi făcut seria single, you know, dar nu, na, nu merită să dai banii pe un joc single player, părerea mea, ama dacă unii dau, e ok, dacă unii sunt colecționari de jocuri, e ok, n-am nimic cu ei, dar zic așa, nu merită, e money waste, adică, na. Vezi că ai puțin engleză pe la colțul curii. Bă, mergi să faci DM, frate. Furât, de fapt. Să merg. Hai să mă duc să omor pe altul din altă mafie. Ia ce. Cum arată modurile? Nu, ce șmecher.
Nu mai iau de gol, că o să trag de la distanță oricum. Da. Care vână DM mafii. Tab. Ai un mafia pe aici, uite asta 32 din Rifa, fraieru, ID 32. Uite, am dat 23. E tot mafia, stai așa, slash GPS. HQ-uri, 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 HQ-uri. Uite pe bulangii, cum zice Nelson, bulangii. Ne simțiți. Ok. Vă dați seama că episoadele din cursul școlii nu o să fie chiar, chiar așa de lungi ca alea din vacanță. 5 minute, dar nu mai întrebai de atât. Tu ai zis doar că te uiți la mine. Nu o să fie așa de lungi ca alea din vacanță. Când în vacanță postam un episod pe zi de jumătate de oră, nu o să fie chiar așa de... Da, dar nu acum. Frate, nu mai pune întrebări, că te scot afară. Ești bine la ce zice frate înainte de filmare, nu o să pun întrebări, stau cu mine, deja după aia am pune filmare, am pune mai întrebări. Da, deci după cum am zis, nu mai știu ce vreau să zic, băga mea și piciorul. Hai să facem ce să facem de mi pe Rifa. M-am uitat ce vreau să zic, Edi, uite, din cauza ta. Ok, asta e sultanul care l-am luat recent. E frumi, da, e a meu, e a meu, mă laud, e a meu, da, acest vehicul îți aparține, da, e a meu. Yep. Mamă, mâine am până la cât? Wow, ai ce zburată la băi, lasă-mă, mă. Bă, șmechere modurile astea, e Summer Pack. Știu că pe Windows 10, când aveam Windows 10, mă chinuiam să-mi bag modpack-ul ăsta. M-am chinuit de vreo 2 ori. Nu merge atât de a crește pe Windows 10, nu știu. Am văzut că UEFX are Windows 10, cred că are Windows 10 și merge pe Windows 10. Habar n-am mie, deci nu merge, probabil că el a făcut modpack-ul. Și e una să faci un modpack-ul, să ai tu tot făcut acolo și e una să-l arhivezi, după aia să-l dai la unul, cine știe ce se mai întâmplă, cine știe mai, ce eroare mai dă la ala, cine știe ce nu știu ce. Dar văd că pe Windows 7 merg și merg foarte bine. Eu am scos FPS unlocker-ul pentru că de la FPS unlocker e bugul ăla fut. Așa, da, te trec. Ia uite-l mă și pe ăsta. Coaie, cât de tari, mă. Băgați-vă unul în altul, unul în mine. E, din nou repar acum. Poți să taci, te rog, că dacă mai vorbești atât te dau afară. Așa, merge de înțelegere. Nu de alta, dar vorbește în continuu și pune întrebări stupide. Na, mă rog. Băi, m-ați întrebat dacă am făcut misiunea asta de la Rider. N-am, am făcut doar o misiune. N-ai mă cum, mi-am dat creș la misiune. Nu știu dacă vă dat, dar mi-am dat creș. M-am dus la aia de la Neam Mirel sau cum se numea, frate. Mi-au dat creș, ești nebun. Am strâns câteva de alea. De fun, la patra mi-a dat creș. Ce să-i fac? De fiecare dată mi-a dat, nu mi-a dat doar o dată. Dacă îmi dădea doar o dată, zic, băi, problema de la joc. N-am dat vreo 3 ori creș, 4 ori, nu mai știu de câte ori mi-a dat, dar, na, pui mei. Am zis, bag piciorul, nu mai fac. Tu ce tu faci, mă? Ok. Vezi să nu dorăm ceva pe aici, Eddie. Băi, e stricată mapa, să mori. Coaie, ce se întâmplă? Nu-mi da crash, please. Bă, ce se întâmplă, frate? What the fa... ok, se încarcă, am crezut că... Am crezut că CVCV se întâmplă. Ok. Ia uite aici, HQ Rifa. Hai să vedem pe băieți. Ascund aici. Bam. Hai frate, care iese afară? Aștept aici, opa. Sau e vreuna din Rifa pe aici, nu știu, pe la HQ ar trebui. Ia uite mă, opa. Nici membru al facțiunii. Bă, frate, ce faci? Ia uite-l! Bă, cine era mă la Diablox? What the fuck, Diablox nu e de la noi, frate. Lul, mi se pare că m-am Diablox, lul. Lule. Nu mă mai trebuie, mă, nu mă mai duc. Ia uite-și, mă, cu tampa, aveți voi așa ceva, mă, tampa. Tampa. Da. Asta e rank 4 la noi. Edipin. Tile, rank 4, da. Fan, canal de IT. Aștept să te muți la casă. Să faci live. Coaie. De ce, bă? Băi, am fan din mafie, nici nu le-am zis, mă, și-au aflat de mine. Ioi. Ce să faci? Mamă, vrei să facem cursă, bă? Mamă, ce mă bagă în ăsta, mai fac în ciudă. Da, mă, da, se zice. Uite-l, mă, frate, ce mă trolează. Ai, m-a trolat. Și aia prinde mai mult decât tampa-ul meu. Aha, da, da, da. Mamă, mă bag în el, loftic. Da, mă, da. Coaie, de ce fac chestia asta? Bă, mă, gata, m-a luat, n-am nitro la tampa. Yo, și asta prinde 130 la oră cât prinde. Ba nu, nu prinde, mai prinde 146, cred. Ba nu, 156 înseamnă. E spaletă, nu știu. O luăm pe scurtătură, frate.
Fii atent că o luăm pe scurtătură și mă apropii de el. Ce e? Și mă apropii de el. Bă, am nitro, de unde am nitro? Luam, mi-a apărut nitro. Mamă, îl prindam, aș... Bă! Ai, ce m-a trollat. Mă, da. Da, mă, da. Stai. Trebuie să vezi ce fac acum. Îi fut așa două bucăți la mașină. Atât. Poți pleca. Stai, bă, stai! Nu, 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 coaie! Futuți, clar. Psot. Mi-a zis psot. Era unul pe Sam România care... Zicea... Ați fac psot. Da, că trebuie să o repar acum, uite. De fapt, trebuie să intru în ea să o repar. Nu știu ce mă credeam eu pe bagged. Aștept să pui video. Psot frâtă. A, lol, de ce nu mai trebuie să o reparare? Psot. Psot, am zis. Edi, tu ce mai faci acolo azi? Eu nu cred că faci bine. De ce te uiți la Eu nu cred că faci tu bine, eu live? De nu. ce te uiți la live? Mai zi de mărul lui Adam. Taci, mă, că am mărul lui Adam și am gitul jmec. Coaie. Ce? Pleacă. Hai că poți, am încredere. Hai, hai, hai. Că nu poate. Așa, gata. Și închide după tine. Așa. Nu putea să deschidă ușa cu aia adevărat. Așa, frate, puterea mă poate să deschidă ușa, bă. Băi, cred că cam atât cu episodul ăsta, că trebuie și o să mă duc. Mai am de învățat ceva la română și mă duc să mă culc, că mor de somn. E nasol, n-am dormit azi deloc. Yo, am venit la cât? 3 jumate, cred că am ajuns acasă. Și n-am dormit, n-am apucat să dorm. Că am zis că mai fac ceva la teme, am dat vreo 2 ore și după aia am stat. N-am făcut nimic, am pornit PC-ul, m-am uitat un pic la Prison Break, chiar dacă am văzut serialul de 2 ore. Și... Na, uime, de... Na, practic puteam să filmez azi 10 episoade, liniștit de alea de 20 de minute, dar am apucat, frate. Când ai cel mai mult timp liber, mai bine ți-l petreci stând, nu știu, pur și simplu, nu-ți vine cheful să filmezi, să am habar n-am, deci nu știu care e faza. Voda Ștefane, cine mă Ștefan ăsta, frate? Ai de Ștefane. Ștefane Voda, oi, lider sufă taxi. Da, dar asta e lider la fraierul de răzi, ia? Itâză. Itâză, am zis. Uite, it's Răzvan Heelhack. Bă, chiar puteam să-mi pun și eu Zetov underline Heelhack. Sau nu, punct Heelhack. Total respect minus. De ce total respect minus? Hei, băi, ce faci aici? Mă rog, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Noi ne vedem la viitoare. Salut!